O să-i las pe Marcel și pe Mihaela, că ea noi îi spunem papi, că ea e actriță dinaintea lui Papadopol, ca să zic așa, că și alții ți-au luat o reclamă. Să ne citească câteva fragmente foarte scurte. Am tradus și eu din cartea asta și recunosc că din comoditate mi-am ales fragmentele cele mai scurte. Dar eu zic că sunt și printre cele mai interesante. După ce ei o să ne încânte cu lectura și cu vocea lor, mai stăm un pic de vorbă și pe care bem cu toții. Și cam asta e seara. Cine începe? Papi. Papi? Da. Papi, ce ne citești? Spune ce găsesc. Că nu mi-am făcut semn. Nunta se numește. Când mama s-a măritat cu al treilea soț, eu, la vârsta de 11 ani, am primit sarcina sau privilegiul de a rosti un toast la banchetul care a urmat după nuntă. Unchiul Bac m-a consiliat. Trebuia să încep cu neobișnuit cum sunt să vorbesc în public. Am tot repetat în minte, neobișnuit cum sunt să vorbesc în public, până când a sosit momentul și m-am pomenit stând în picioare cu paharul în mână și zicând neobișnuit cum sunt să vorbesc în public și m-am oprit. Uitasem ce mai spusese unchiul să zic, așa că m-am pomenit bâinguind vreau să rostesc un toast pentru noul meu tată, am făcut o pauză, și pentru vechea mea mamă. Toată lumea a râs și a aplaudat. Auzeam chițăitul înalt al unchiului meu. Nu asta ar fi trebuit să spun, ultima parte. Mama nu era bătrână, avea cam 30 de ani. Și nu asta am vrut să spun prin veche. Însemna că era aceeași mamă care nu se schimbase. Oricât de des se schimbau tații, mama nu se schimba. Mi-era teamă că o insultasem. Faptul că râdea toată lumea nu constituia o asigurare împotriva acestui lucru. Nu-l voiam pe acest nou tată și după câteva luni nu-l mai dorea nici mama. Da, să fac eu un intermezzo așa cum ești microfonul. Eric Gifford, un fiu atât de evreu al unei catolici irlandeze și al unui gangster din Chicago. Poate fi și mai rău.